Fă mă să râd. Vorbești cu... Salve șacalilor, ce faceți? Fă mă să râd și câștigi 100 de lei. Am postat story-ul ăsta pe Instagram și dacă m-ați urmări, ați fi și voi printre primii aici, că ia uite, s-o ocupa deja bara. Hai să intru pe serverul nostru Discord pe care l-aveți în descriere și să-mi zic oameni glume și o să-l dau 100 de lei. Doamne, sper să n-am starea în care râd din orice, frate, că mă chelește lumea de bani. S-a terminat, trebuie să nu, deci am trebuie să-mi iau o stare nașpa, bă. Doamne, ce supărat, sunt supărat. De ce mai supărat? Nu vreau să râd, nu vreau. Azi n-am chef de râs, nu știu, nu merge canalul de YouTube, s-a terminat, nu mai merge mașina, nu am chef să râd. La celălalt clip am făcut câteva mii de abonați, așa că nu uitați să vă abonați, durează 2 secunde și lăsați un like la videoclip să facem peste 20.000, pentru că o să mă falimentați de bani. Gata, am intrat doar să vă spun că am filmat intro-ul și de-abia de acum începem, așa că sper că sunteți pregătiți. Bun, să-l aveți în ciorbă, pa! Alo, salut! Salut! Fă-mă să râd! Cum se numesc prietenii care se duc împreună la grătar? Prieteni de mici. Bă, frate, am distribuit gluma asta, gen, am pus-o și eu pe Instagram, ai luat-o efectiv de la mine. Salut, fă-mă să râd. Salut, stai puțin, am 3 glume, sunt mai scurte, are ceva? Prietene, să fii așa la foc automat. De ce fac oamenii din Vaslui după ce fac se... Mamă, nu. Pușcărie. Următoarea, te rog. Știi ce-i faci unui copil surdomut după ce îl jefuiești? Îi rupdește-le ca să nu te dea în gât. De ce nu au nevoie copiii de la orfelinat? Nu. De papuși de casă. Bă, ai avut inițiativă. Felicitări. Bă, am zis, fă-mă să râd, nu fă-mă să zâmbesc, ok? pot să râd. Bă, asta e off camera. Pot să râd acum. Da, mi-a plăcut aia cu... Da. Îi rup degetele. Bună, fă-mă să râd. Deci, asta e dark joke, dar eu am râs foarte mult la ea când am aflat-o. Te ascult. Se vede un optimist într-un cimitir. Ce? Numai plusuri. Mamă. Bă, oamenii ăștia nu înțeleg că eu mi-am luat o stare de aia de nu-mi vine să râd. Păi că normal când trebuie să dau bani veri, normal că nu-mi vine să râd. Păi dacă zic eu ții tu privitorule, tu Mihăiță, tu Diano, da? Dacă vă zic că dacă vă fac să râdeți îmi dați bani, păi mai râdeți? Deci cred că începeți să plângeți. Salut, fă-mă să râd. De ce a traversat puiul strada? De ce? Pentru că eram programul lui de fitness. Nice. Fă-mă să râd. O băbuță venea de la Penny. A făcut cumpărături, da? Da. Și într-un spre casă s-a întâlnit cu altă băbuță și a întrebat-o de unde și-a făcut cumpărăturile. Dar ea, în loc să zică că a venit de la Penny, a zis că a venit de la Penny. Iuliana, ce-a fost asta? Nu știu, nu dar simțeam, dar simțeam că poți mai mult. Ce-a fost asta? Deci dacă nu a fost exact gluma aia veritrească, familia mea de clasa a doua. Oh, a zis cuvântul cu P. Dă să intru să-l mai zic ceva. Am intrat din nou să vă anunț că este un challenge foarte greu. Deci eu mi-am luat o stare foarte proastă. Deci mi-e vine să plâng. Nu o să râd de la orice chestie, înțelegeți? Salut, fă-mă să râd. Vorbești cu... Pe un pot trecea o oaie, cum faci oaia? Cum? B-mei pul. Băi, ce-a fost asta? Băi, deci este exact personajul pe care l-imit eu în episod. Ce să zic? Nu mai zic nimica! Cine mișcă, nu mai mișcă! Cine mișcă, mișcă moartă! Salut, fă-mă să râd. De ce fetele se mai numesc tsunami? Fetele de ce se numesc tsunami? Pentru că vin umede și sălbatice și pleacă cu casa și mașina. Uite, îți mai dau o șansă. Dacă ai folosit codul SNEAK pe Foodshop, îți dau eu 100 de lei. Acum chiar dacă m-ai făcut să râd. L-ai folosit? Nu. Alo! Fă-mă să râd. De ce o veveriță are coada în spate? De ce? Pentru că ea stă în față. Bun, hai, încă una. Nu cred că mai am, asta e problema. Haide mă, inventează una, zi-mi o întâmplare, ceva. Poți să faci și faze amuzante, să adorm. Fă o fază amuzantă. Bine. Bă, poate strigi, mă, bă, caz, bă, hou, hou. Bă, stai mă, că poate te, bă, mă bate măta, mă, dacă vede clipul ăsta, nu mai face nicio fază, gata. Că dacă strigi ceva acolo, e din vina mea. Salut, Cosmin, fă-mă să râd. Deci tu poți, tu ești ăla care o să reușească. De ce conduc pe o mașină de culoare mutată? Nu știu. Ca să o tragă mititei. Bă, vezi că a fost bună, dar de ce aveți toți glumi de astea așa dark? Mai vrei una? Da, hai. Care e diferența între o anvelupă și un negru? Ma, zi. Anvelupa nu țipă când o legi în lanțuri.
trească, bă, ce glume sunt astea, mere. Doamne, ce glume aveți. Bă, eu am râs din fața lui, deci dacă se întreabă ce, eu am râs din fața lui. Uite că e super roșcat și că... Mamă, da. Bă, ești primul, felicitări. Mulțumesc. Ah, sănătate, du-te de aici să nu te mai fac, Cosmin, ce glumă a putut să zică. Omul meu, Cosmin! Bă, deci, bă, dar îmi pare rău, veri, că am râs la glume de astea. Bă, oleu, oleu, oleu. Ah, gata, am râs, nu mai, te rog frumos să mă faci să râd. Ce a spus Vlad Țepeș când a gustat prima dată din frigăruie? Ce a zis? În sfârșit, o țepușă cu ceva bun pe ea. Bun. De ce frigăruia e felul de mâncare preferat al lui Vlad Țepeș? Pentru că e singura mâncare care vine deja în stilul lui. Mă, dar tu ai căutat glume Vlad Țepeș pe net? Nu, le-am făcut aseară. Ai făcut două glume cu frigăruia aseară? Da. Fă-mă să râd. Leșin. Știi bancul cu bascula? Nu. Țățăr mânca mai pur. Dar cu podul știi? Nu. Pe un pod trecea bascula, țățăr mânca mai... Mă, Veri, de unde știi tu glumele astea, mă? Trăiască familia ta. Dar astea sunt glume de oameni mai mari, mă. Păi și nu pot să cred că uitasem pe a doua. Le știam pe amândouă. Am zis că pe prima te las să o zici, dar pe a doua o știam. Dar câți ani ai? La revedere. La revedere. Bă, Veri, ce se întâmplă, Veri, cu copiii din ziua de azi? De unde știu glumele astea? Aia cu... cu... dar nici nu pot să pronunț glumele astea pe care le știu ăștia. Oricum o să blurez, vă dați seama. A, am și eu să-ți spun o glumă. Știi bancul cu bascula? Nu? Nu știi? Ce cerim mâncare? Salutare, fă-mă să râd. Săptămâna trecută am scos și eu fată în oraș să luăm masa împreună. Dar mai mult am cărat-o singur. Asta e ca aia cu ce faci, fac o baie și gen chiar o construiești. Am fost la un salon unde se face masaj cu tot felul de uleiuri. Nu m-au dat pe spate. Bun. Bă, asta mi-a plăcut. Doamne, stai, uite, mai dau o șansă. Dacă ai folosit codul din pe Foodshop, îți dau eu 100 de lei. L-ai folosit? Bă, nu, n-am folosit niciodată pe Foodshop. Bă, prietene, eu am încercat. Bună, fă-mă să râd. Ce e roșu și se terește prin zăpadă? Ceva, un copil mort, sigur, că altfel nu puteți să-mi ziceți. Un scrieciun lovit la om. Da, deci, hai, următoarea. Ce merge pe, pe sub pământ și începe cu O? O cârtiță. Nu, o râmă. Ce merge pe sub pământ și începe cu D? Două râme. Bun, și ce merge pe sub pământ și începe cu T? Trei râme. Nu, tot ce? O râmă. Da, ai râs. Felicitări, cu o glumă extraordinar de proastă ai reușit. Hello! Hello! Fă-mă să râd! Așa, spune. Seară pe de psihologia și intră la clasă să întrebe copiii. Cine se crede prost să rămână în picioare? Și bulă, deodată, după câteva secunde, se ridică și stă nemișcat. Iar doamna profesoară îl întreabă, de ce te ridica bulă? Te crezi prost? Iar bulă îi răspunde că am zis să nu vă simți singură. Da, nu, o simțeam, simțeam că vine asta. Bă, eu n-am crezut vreodată că e așa obositor să asculți glume vere. N-am crezut vere. Deci acum mă gândesc la Bendeac, frate, când era la Iumor, că chiar era obositor, vere. Tu îți dai seama să vină atâția oameni să zică glume de astea, așa. Absolut complet dacă scrii glume cu, glume cu, cu ciena, oalea, mă, cu frigărui, trească familia mea, vere. A, bă, cum, doar 200 de lei? Eu am zis că plătesc 3 rate la mașină, vere, în clipul ăsta. Doamne, ferește. Să nu fiți așa, mă. Îmi doresc să nu fiți amuzanți. Salutare, fă-mă să râd. Ia, alege dacă vrei să-ți cânt sau să spun o glumă. Cântă în prima dată, poate mă înveselești un pic. Aoleu, amuleu, ce se întâmplă? De ce sunt așa fiu? Nu știu cum să fii. Da, așa și a fost cumva. Dar ați el cumva. Nu a fost așa. Nu știi cum să o zici. Sau... n-am fost la școală doar ca să o agăs pe doamna profesoară. Păi cum dacă n-ai cum? Hai, spune-mi o glumă, că cântatul văd că ai reușit. Cât costă taxiul? 10 lei. Dar dacă merge și soția mea, 20. Ți-am zis, fă, că n-ai nicio valoare. Salut, prietenii, Ștefan. Fă-mă să râd. Și care e singurul prieten al unui depresiv? Nu. Oglinda. Nutriționistul. Trebuie, dacă mâncați scurtișoară, vă slăbi, vă slăbi. Eu, mă, iau 10 gogoși cu scurtișoară. Te rog, mai zi-mi, dacă nu vreau să se încheie așa între noi. Cum fac dragoste doi arici? Cum? Cu grijă.
Mai aveam chiar 100 de lei și vreau să-i dau ție, dar văd că n-ai vrut. O, ce nume își pun ăștia, nu beau apă până nu mă bagi, ia uite, nu o să mănânc până nu mă bagi. E, asta e, mai scăpăm de doi oameni de pe planeta asta. Hai mă, mai râdem și noi, că facem și noi glume amuzante. Am luat-o capul. Se pare că am terminat o baterie de la cameră. Și ăștia, bă, nu reușit, bă, să mă fac râs. Bă, credeam că lumea care mă urmărește e mai amuzantă, mă, frate. Îmi luați un pic la umorul lui Snic. Hai, că Snic are umor dacă e. Dacă n-am zis, a, uitați-vă, ce eu, dacă n-am zis că mor de tot și mă tăvălesc în chinuri de râs, că nu mai pot oamenii ăștia. Așa am zis. Hai că am murit de râs, dacă e trăiați familia mea. Data viitoare creștem la 150 de lei, pe cuvântul meu, crezi la 150 de lei? Nu mă faceți, mă, să râd, veri. Facem așa, mergeți, mă urmăriți pe Instagram după clipul ăsta când se termină, ca să vedeți când mai postez un anunț cu faceți-mă să râd și vă dau 150 de lei, da? Vă băgați, vă pregătiți glume, bă, și când intrați cu mine, bă, mă faceți să râd, veri, ca lumea. Facem așa, spuneți-mi o glumă, eu o citesc în comentarii, vă dau inimă, da, la toate glumele și care îmi place mie cel mai mult. O să răspund eu și zic să îmi dea contul și îi trimit 100 de lei, da? Eu o să vă apreciez toate comentariile, dar doar la care răspund că mi-a plăcut gluma, o să îi dau. Cam ăsta au fost fămă să râd și câștige 100 de lei 1. Ne vedem la ediția 2. Până data viitoare, eu ce să vă mai zic? Beți apă multă, faceți spor mult și râdeți cât mai mult, bă! Eu v-am pupat! Bă, bă!